Binecuvântat să fie Domnul și Creatorul nostru, Cel care a creat parte bărbătească și parte femeiască, Cel care a constituit familia și iată că de 6.000 de ani binecuvântează generații după generații, în diferite etape ale vieții, pe cei ce i-a creat. Evident, dacă ei ascultă, au parte din plin de aceste binecuvântări și le doresc tuturor celor ce vor auzi această lecție. În primul rând vreau să conștientizăm că existența noastră umană în etapele vieții, în raporturile familiale, ca de altfel și în cele legate de biserică sau de societate, se impun anumite limite în mod natural și în baza cuvântului lui Dumnezeu ca normă de viață. Noi trebuie să fim diferiți față de lumea care nu cunoaște pe Dumnezeu. Astfel, la 1 Tesalonicen, la capitolul 4, de la versetul 1 este scris: Încolo, fraților, fiindcă ați învățat de la noi cum să vă purtați, să fiți plăcuți lui Dumnezeu și așa și faceți, vă rogăm și vă demnăm în numele Domnului Iisus să sporiți tot mai mult în privința aceasta. Știți în adevăr ce învățături v-am dat prin Domnul Iisus. Iată o învățătură. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie. Fiecare din voi să știe și să stăpânească vasul în sfințenie și cinste, nu în oprinderea poftei ca neamurile, care nu cunosc pe Dumnezeu. Pe alții nu i-a învățat nimeni. Nici Apostolul Pavel, nici alții n-au ajuns la ei. Va mai mult, constatăm în vremea noastră că există alți învățători, pentru că filozofiile și chiar legislația din vremea în care trăim și în mod deosebit, care îi prinde, îi surprinde pe tineri, trec mult peste limitele obișnuite în general și în generațiile anterioare, în mod deosebit, începând cu secolul 20 și apoi aproape fără limite, în secolul 21, oamenii nu mai vor să știe de norme, ba chiar mai mult consideră creștinismul piedica care prezintă aceste norme și nu îi lasă pe oameni, credei, afirmă, să se bucure de fericire. Deși, dimpotrivă, toate aceste limite sunt lăsate tocmai pentru fericirea noastră. În aceste condiții, cu atât mai mult, se impune reiterarea adevărurilor sfinte în fața libertinajului imoral și destructiv în plan spiritual și fizic. Rămânând în epistolele Apostolului Pavel, citesc din Efeseni, de la capitolul 4, începând cu versetul 17, unde se prezintă starea ce era atunci, să nu uităm că în Grecia antică era multă imoralitate și creștinismul a vindecat societatea de atunci, dar iată că acum s-a stricat într-un mod fără precedent. Efeseni 4, de la versetul 17. Iată, dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul, să nu mai trăiesc cum trăiesc păgânii, de desertăciunea gândurilor lor. Deci, filozofiile generează toate acestea, care sunt de sorginte demonică. Având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimilor, ei și-au prăt orice pic de simțire, s-au dat la desfrânare, să vârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Nu este acum așa? Din plin. Dar voi, iată de ce țin acest studiu, n-ați învățat așa pe Hristos. Dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului, mare lucru este adevărul, care este în Iisus, ați fost învățați cu privire felul vostru de viață în trecut să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă înnoiți în duhul minții voastre, să vă îmbrăcați în omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Asta vreau să prezint, adevărul biblic, unde fixează Scriptura limitele relațiilor premaritale. Tot cu referire la vremea noastră și la necesitatea afirmării acestor adevăruri sacre, citești și în 2 Timotei, capitolul 3, de la versetul 1. Să știi că în zile de urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlave, fără dragoste firească, neduplecați, neveditori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Nu este așa? Și iar răspund, din plin, se vede că este așa. Oamenii când vor vedea că noi avem altă mentalitate și în mod deosebit, când vor observa că tinerii nu li se asociază și au altă gândire, spune 1 Petru 4 cu 4, se miră și chiar bazucoresc. Dar spune apostolul aici,
au să dea socoteală. Dar asta nu-i treaba noastră, să le trimitem citație pentru judecată și cu atât mai puțin să ne prezentăm cu un mandat de arestare. E treaba îngerilor la porunca lui Dumnezeu. Să intrăm în lecția noastră, după ce am exprimat câteva idei scurte despre necesitatea prezentării acestor adevăruri a limitelor relațiilor premaritale. În primul rând, să observăm că limitele sunt în funcție de identitate și de relații. Limitele, de fapt, jalonează aceste relații. În primul rând, avem de face cu limite determinate de sacralitatea ființei umane, a omului regenerat, care devine templu a Duhului Sfânt. Omul este sacru atunci când este în comuniune cu Dumnezeu, când îi aparține. Spune Scriptura în 1 Corinteni, la capitolul 6, începând cu versetul 9, nu știți că cine drept nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta. Nici curvari, nici înclinători la idol, nici prea curvare, nici malahi, nici sodomiții, și lista continuă, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și așa erați unii din voi. Dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost ocotiți nepriniți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Citim și de la versetul 15. Nu știți că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos? Iată sacralitatea. Voi lua el mădulare lui Hristos și voi face de mădulare unei curve? Nici de cum! Nu știți că cine se lepește de o curvă este un singur trup cu ea, căci este zis, cei doi vor face un singur trup. Dar cine se lepește de Domn este un singur duh cu el. Iată sacralitatea. Fugiți de curvie! Orice alt păcat pe care le face omul este un păcat săvârșit afară din trup, dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Deci iată că oamenii care spun, e trupul meu, fac ce vreau cu el, pot să o spună, o spun abuziv, uitând că suntem creați după chipul lui Dumnezeu, dar cât despre noi ca și credincioși, am redevenit de drept și fie și de fapt proprietatea lui Dumnezeu. Că scrie în versetul următor, căci ați fost cumpărați cu un preț, și noi știm prețul, sângele sfânt al Domnului Iisus, întreg procesul mântuirii este în favoarea noastră. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Ce frumusețe să fim al lui Dumnezeu. În al doilea rând, limitele sunt determinate și de sacralitatea și unicitatea relației de familie. Păstrarea trupului pentru a fi dăruit soției, respectiv soțului. Familia este o instituție sacră, așa ca biserica, pentru că este instituită de Dumnezeu și contribuie din plin la realizarea planurilor lui Dumnezeu. În Cântarea Cântărilor este o adresă menționată de trei ori, referitoare la păstrarea sfințeniei, a moralității. 2:7, vă jur, fiice Ierusalimului, nu stârniți, nu treziți dragostea până nu vine ea. La fel scrie în 3:5 și apoi în 8:4 zice puțin diferit, vă rog, fierbinte, nu stârniți, nu treziți, pentru că așa este constituit omul, încât dacă se accesează anumite funcții prin vorbire, gândire, privire, vom vorbi îndată despre asta, nu mai rămâne rece. În cartea Ezechiel, la capitolul 16, este scris, citesc de la versetul 7,
Te-ai mulțit cu zecile de mii, ca iarba de pe câmp, și ai crescut, te-ai făcut mare, ai ajuns de o frumusețe desăvârșită, ți s-a rotunjit pieptul, ți-a crescut părul, dar erai goală, goală de tot. Când am trecut eu pe lângă tine, m-am uitat la tine și iată că-ți venise vremea, vremea dragostelor. Atunci am întins peste tine pola hainei mele, ți-am acoperit goliciunea, ți-am jurat credință și am făcut legământ cu tine, ce Domnul Dumnezeu, și ai fost a mea. Deci iată cum relația lui Dumnezeu cu Israel este comparată frecvent cu relația soțului cu soție, și în Noul Testament relația soț-soție este comparată cu perspectiva unirii noastre cu Hristos pentru eternitate. Acum logodiți și de la nuntă încolo, spunem, în imaginea vieții de familie, căsătoriți. În 1 Corinteni, la capitolul 7, Apostolul Pavel, răspunzând unor întrebări referitoare la moralitatea și sacralitatea, cum spuneam, vieții de familie, scrie 1 Corinteni 7:7, eu aș vrea ca toți oamenii să fie ca mine, dar fiecare are de la Dumnezeu darul lui. Unii au darul să fie familiști, alții au darul să fie nefamiliști. Și scrie apoi de la versetul 32, cine nu este însurat să îngrijește lucrurile Domnului cum s-ar putea să placă Domnului. Versetul 34. Cea nemăritată se îngrijește lucrurile Domnului ca să fie sfântă și cu trupul și cu duhul. 35. Vă spun lucrul acesta pentru binele vostru, nu ca să vă prind într-un laș, ci pentru ceea ce este frumos și ca să puteți sluji Domnului fără piedici. Deci câtă vreme un băiat sau o fată sunt necăsătoriți, ei aparțin numai Domnului și Scriptura îi învață să se păstreze în puritate pentru a putea fi dăruiți în integritate partenerului. În al treilea rând, limitele relațiilor premaritale sunt impuse de inviolabilitatea vieții de familie, adică de siguranța de a nu fi atras și de a nu atrage un familist. Atenție la rudenii, prieteni, colegi. Pentru că suntem împreună în familie, în diferite alte activități ale vieții, și un familist poate să atragă în cursă un băiat sau o fată, și de asemenea o fată sau un băiat poate să afecteze o relație de familie existentă. În privința aceasta, citesc din cartea Proverbele, din capitolul 5, începând cu versetul 1, unde stă scris: fiule, și asta înseamnă în primul rând pentru tineri, versetul 3, buzele femeii străine strecoară miere. Ce este o femeie străină? În primul rând, o femeie măritată. Și sfaturile curg într-un mod foarte clar și de mare necesitate. Și se spune apoi, în concordanță cu ceea ce am zis la punctul anterior, că ar trebui să te păstrezi și pe cel care este familist să-l lasă să se păstreze numai pentru casa lui. Tot în Proverbele 31 avem învățătura de mare valoare a unei mame care îi spunea fiului ei, citesc versetul 3, nu-ți da femeilor vlaga și dismerdările tale celor ce pierd pe împărați. Să ajute așadar Domnul pe tinerii noștri să nu aibă niciun fel de imixtiune în viața vreunei familii și să nu permită nicio relație, de exemplu dacă sunt fete și lucrează într-o familie și vreun bărbat vrea să le facă anumite complimente, sau dacă așa ca Iosif, un băiat, cum era el în casa lui Potifar, este atras de vreo femeie,
să fie foarte categoric, să știe că sunt limite. În al patrulea rând, trebuie să avem limite necesare evitării ispitirii celorlalți nefamiliști. Adică fiecare băiat trebuie să aibă grijă ca să nu aibă nicio relație cu vreo fată ce nu va deveni soția lui, relații care se implice depășirea acestor limite. Nici o fată nu va trebui să treacă de această linie roșie, nici de cea galbenă nu-i recomandabil, pentru a afecta vreun băiat. Și mai nou trebuie să știm că sunt limite necesare și între băieți și băieți, fete și fete, nu limite date de pandemia asta, ci limite date de pandemia generală, de suprapandemia păcatului și a imoralității. Aici fac două precizări. A nu fi pricini de păcătuire nici în familie, nici în adunare, nici în societate, aici școală, serviciu, vecinătate, etc. Scriptura spune în cartea Levitic la capitolul 18, versetul 6 și să nu uităm că multe învățături din Vechiul Testament sunt de mare folos pentru că oamenii în mare sunt aceiași. Aici scrie așa: niciunul din voi să nu se apropie de ruda lui de sânge și să-i descopere goliciunea. Eu sunt Domnul. Citeți de asemenea în Matei, capitolul 18, unde Domnul vorbește despre pricinile de păcătuire și pleacă de la a arăta că trebuie să ne facem ca niște copilași, dar în același timp să nu-i afectăm pe copilași. Acești copilași pot fi priviți în mod fizic sau în mod spiritual și, în general, tinerii sunt copilași în credință. Și spune Scriptura aici în versetul 6, dar oricine va face să păcătuiască pe unul din acești micuți care cred în mine ar fi mai de folos să-i se atârne de gât o piatră mare de moară să fie adnecat în adâncul mării. Vai de lume din pricina prilejului de păcătuire, fiindcă nu se poate să nu vină prilejul de păcătuire, nu putem noi să oprim lumea să nu ne ispitească și pe diavolul să nu-și exercite felul lui de a fi, natura lui, dar vai de omul acela prin care vine prilejul de păcătuire. Da, vai, nu uitați aceasta. De aceea spune versetele următoare, 8 și 9, să stai mâna, să scoți ochiul, să tai piciorul. Ce înseamnă asta? Să fii foarte categoric în a nu-ți lăsa trupul să fie ispită pentru altul. Așa că ar trebui să știe băieții care pun mâna pe fete, asta este o pricină de păcătuire, să-și ducă mâna la ghilotină. Și fetele care umblă cu picioarele cât mai mult goale, potrivit acestor versete, așa luate ad literam, să ducă picioarele la ghilotină. Nu asta cere Domnul, dar vrea să înțelegem că noi trebuie să ne păstrăm departe de păcat, căci la urma urmei mai bine fără mână decât să umbli pe unde nu trebuie cu ea. Mai bine fără picior decât să te duci unde nu trebuie sau să fii pricină de păcătuire pentru altcineva. Viața veșnică este totul. Viața asta, chiar dacă ne-am pierde organele, chiar dacă am pierde viața, dar am câștigat mântuirea, la urmă armei nu e decât o pagubă de foarte scurtă durată în raport cu veșnicia. Dar eu socotesc că pentru tinerii noștri nu în primul rând se impune să nu fie prileși de păcătuire. Mă gândesc că și cât de cât sunt cuminți. Dar lumea din jur, cum am citit, că nu se poate să nu vină prileși de păcătuire, este pentru ei o provocare permanentă. Nu te lăsa provocat direct prin păcat sau indirect prin pricini de păcătuire a celor din jurul tău. Tineri dragi, fetelor, ascultați-mă, respectați aceste limite, observați o lume întreagă, luăm măsuri de carantină datorită păcatului, distanță între persoane. De ce nu respectați distanța regulamentară? Cum ar fi dacă ar circula mașinile o viteză numai de 50 de km la oră cu doar spațiu de 2 metri între bară și bară? Dar
La mașini știm distanță, când e vorba de boli știm distanță, nu știu cum se face că atunci când e vorba de păcat care e mult mai contagios și mult mai periculos, nu respectăm distanța. Scrie în Cartea Numeri la capitolul 25 că evreii ajunși la hotarele unor regiuni locuite s-au întâlnit cu moabiții și aceștia învățați, și încă de cine, de bietul Balaam, bestul 2, fetele au poftit poporul la jertfe Dumnezeilor și poporul a mâncat și s-a închinat până la pământ și spune versetul 1, au început să dea la curvie. De la sta la masă împreună să ajungi la curvie, da. Adesea aceste întâlniri sunt în adins provocări. Îmi vine în minte un caz când o fată și-a invitat colegii și apoi în mod deosebit pe unul dintre colegi l-a invitat la masă la gândul să rămână mai departe la ea. Din relatarea care am auzit-o, a fugit ca Iosif, frumos. Citim și despre Samson că s-a încurcat, s-a dus prea aproape, mult prea aproape. De aceea scrie în Proverbe la capitolul 6 și de câte ori am citit eu aceste versete la băieți și la fete și parcă tot nu se aude. 6:20, fiule, ți-a spus și tatăl tău, ți-a spus și mamă ta. Ia cu tine aceste învățături, te vor însoți în mersul tău, te vor păzi în pat, peste tot sunt ispite. Sfatul este o candelă, învățătura o lumină, îndemnul și mustrarea, poate așa vi se pare ce vă spun acum, deși vă spun cu drag. Sunt calea vieții, ele te vor feri de femeia stricată, de limba demnitoare celei străine, câte provocări sunt. N-o pofti, nu te lăsa ademenit. Versetul 27, poate cineva să ia foc în sân fără să se aprinde picioarele, hainele, scuzați. Am legat de versetul următor. Sau poate merge cineva pe cărbune aprins fără să iardă picioarele? Nu se poate. Și eu tot le spun la tineri. Probați întâi cu focul și apoi cu fetele. Și o să vedeți, nu numai că vă ardeți, o să vedeți ce doare. Te ardea Domnul pricepere. Scrie în Apocalipsa capitolul 2 că avea Domnul ceva împotriva conducerii unei adunări. Și acelor ce slujeau acolo și-ar fi trebuit să țină lecția asta și tot n-au ținut-o. Scrie în 2:14 că unii au învățătura lui Balaam, care actualizând eu lucrurile, spun pe față, acceptă ca tinerii să facă fel și fel de serbări, să meargă în fel și fel de tabere și n-ar fi problemă întâlnirile în case sau în aer liber. Dar e problemă că nu sunt limite, nu se respectă limite, sunt atingeri, provocări, datorită îmbrăcămintelor, datorită vorbirii, da, despre asta voi aminti îndată. Așadar, să recapitulăm. În primul rând, limitele sunt date de sacralitatea ființei noastre, suntem templu Duhului Sfânt. În al doilea rând, de sacralitatea vieții de familie, trebuie să te păstrezi, băiete, pentru o fată, tu la nuntă, să fii simbolul Domnului Iisus și tu, fată, să fii simbolul miresei Domnului. Apoi, să știi că fiecare familie este distinctă și trebuie să fie inviolabilă, să nu intri în vreo familie cu vreo provocare sau să accepți vreo provocare și, de asemenea, să conlucrezi la păstrarea spiritualității în rândul tineretului. Dar să trec mai departe la identificarea limitelor premaritale, că până aici am spus unde sunt limitele. Acum vreau să fiu mai concret pentru a arăta ce este permis și ceea ce nu este permis. Și ascultați-mă bine, nu luați asta drept lege în sensul negativ. Că adineaori v-am spus că legea circulației, legea sanitară, sunt toate bune. Acestea sunt mai bune. Luați-le ca niște măsuri speciale de protejare proprie și protejare comunitară a celor din jur.
Am identificat două domenii. Până nu de mult era numai unul. Acum avem limite în viața reală și limite în plan virtual. În viața reală, limita de bază este la păstrarea gândirii curate. Nu-ți permite să gândești imoral. Apoi, în priviri și gesturi decente, ochii, mimica feței, felul în care gesticulăm cu mâinile, felul în care stăm la un moment dat pe scaun sau felul în care ne mișcăm, de exemplu, dansul este atât de lasciv și alte provocări. Limbajul arată care sunt limitele. El trebuie să fie potrivit eticii sfinte. Și mai concret, ascultați-mă bine, vă spun negru pe alb, mărunțit, să puteți înghiți. Evitați sărutul pasional. Evitați atingerile. Pacea Domnului și Domnul să te binecuvinteze și dacă am venit de departe și din altă țară, dacă e cazul, ne îmbrățișăm. Dar așa ca și pe toți ceilalți frați și surori și atâta tot. Dar atingerile, ținerea de mână, îmbrățișările, ca să nu mai spun mângâierile, ar trebui să piuiete alarmele din toți pereții, din tavan și din dușumea când se întâmplă una ca asta. E foc, foc, foc de peste tot. E focul genii. Apoi, limite date de o îmbrăcăminte evlavioasă și specifică sexului. Că nu-i vorba numai de moralitate între persoane, e vorba de sacralitate față de Dumnezeu. Apoi, excluderea expunerii trupului. Este total nepotrivit ca un băiat sau o fată să meargă la strand, la mare, să nu-și acoperă într-un mod demn trupul, nu după regulile actuale. V-am spus de generațiile anterioare, de istorie, în primul rând de Biblie. Actualmente nu mai este simțire. Nudismul și toată agenda asta care vrea să plorifeleze într-un mod fără saț sexualitatea, face ca să fie date la o parte toate barierele. De asta este o tragedie fără limite. Este chin, este moarte, este nefericire. Iată ce ne învață Cartea Sfântă. Și eu predic la cine vrea să asculte. Dar spunea Pavel că în ziua judecății ne vom întâlni cu Evanghelia aceasta. Dar uneori ne întâlnim mult mai repede. Cum scria în Proverbe 5, o, cum am putut eu să n-ascult, cât pe ce se mă nenorocesc. Scrie în Proverbe, în capitolul 7, că un tânăr fără minte, fără experiență, a ieșit la plimbare și a ieșit în cale o femeie care soț era plecat, l-a provocat, l-a atras. Iată câteva semnalmente. Versetul 10 era îmbrăcată ca o curvă. Versetul 11 era bună de gură, fără astâmpăr, agitată, frământată de pofte. Versetul 13 l-a sărutat fără rușine, l-a provocat la sexualitate. E drept că și-a și spus prețul, dar el probabil n-a observat asta decât la urmă. I-a promis amorul de clasă. Versetul 18, vino să ne îmbătăm de dragoste până dimineață. Și apoi, chinul, pagoba, să ne desfertăm cu desmierdări. Oare n-am citit în Proverbe 31 că sunt înșelătoare? Și scrie în final că unii tineri merg ca și pasărea în laț, ca boul la pelcelărie, ca și cerbul spre cursă,
Să nu ți se abată inima spre calea unei asemenea femei, nu te rătăci pe cărările ei, căci a făcut să cadă multe jertfe și în mulți sunt cei pe care i-a ucis ea. Casa este drumul spre locuința morților, nu-i bine să fie limită spre locuința morților, nu-i bine să fie barieră, ne ducem la moarte? Oamenii știu, numai un șans dacă ai făcut pe stradă, pun acolo cel puțin o panglică, doar dacă e un pericol, fac un zid, fac un gard, e protecție, măsuri de tehnică, de securitatea muncii. De ce n-ar trebui limite aici? Scrie apoi în Matei capitolul 5, vorbeam de limite de începând cu nivelul gândirii, sunt cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos, Mântuitorul nostru drag, care ne vrea în slavă, pentru asta a coborât pe pământ, tineri dragi. Matei 5, de la versetul 28, dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să poftească a și prea curvit cu ea în inima lui, dacă ochiul te face să cazi în păcat, dacă mâna, dacă piciorul, taie-le. Observați că aceste organe, ochi, mână, picior, sunt folosite de Domnul aici în modul cel mai clar referitor la păcatele trupului, pentru că asta este ordinea operațiilor păcătoase. Curvia, cum am citat din 1 Corinteni 6:18, păcatul săvârșit împotriva trupului. De ce să scoți ochiul? Ca să nu pui mâna apoi. Să n-ajungi să te duci unde nu trebuie. Să ne amintim de cele scrise în Iuda. O, bine ar face lumea noastră, societatea actuală, dacă ar lua aminte la așa ceva. Iuda, capitolul 1, versetele 7 și 8. Sodoma și Gomora, cetățile împrejurul lor, acum s-ar putea spune, toate continentele, Africa mai în urmă, da? În mod deosebit Europa și America au luat-o înainte. Se dusă și la curvie și au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferim pedeapsa unui foc veșnic. Totuși, oamenii aceștia trâns de visările lor își pângăresc la fel trupul, nesocotind stăpânirea și bajocorind dregătoriile. Dumnezeu să aibă milă de lumea noastră. Ei cred că noi nu vrem să lăsăm să te distreze. Noi nu îi oprim în forță, nu avem un asemenea mandat. Noi doar îi avertizăm că acolo e nefericirea, locuința morților, e focul ghenei, pedeapsa și judecata iminentă a Domnului. În ce privește limitele în plan virtual, atenție la ce privești, imagini sau filmări, la ce scrii, în mod deosebit comunicările de socializare, la ce imagini postezi. Acestea permit provocări senzuale. Toate au efect major asupra minții, dar conduc și fizic la păcate ale trupului. De aceea vă citesc din 1 Petru, capitolul 1, versetul 11, 1 Petru 2 cu 11, prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți. Asta înseamnă limite, limite clare, limite de distanță corespunzătoare, de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Toate acestea duc la pierzare, cum spune și 1 Ioan 2, de la versetul 15, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Acum, ce-i mai deosebit în lume? Lumea virtuală, cu tot ceea ce are, ce n-a avut omenirea până acum, dar nici atâta păcat n-a fost. De aceea ne apropiem spre finalul acestei societăți care s-a pornit, nu mai se vrea oprită. Oprim doar pe cei ce ascultă, amintindu-le de limite, căci tot ce este în lume, pofta, firii pământești, pofta, ochiul și dorășia vieții, nu este la Tatăl și din lume, și lumea și pofta ei trece, dar cine face voia Dumnezeu rămâne în veac. Așadar, să fim atenți la limite în viața reală, fizică și în plan virtual. Amintesc întreagăt, fără prea multe detalii, două exemple negative și două exemple pozitive. Mai întâi cele negative, Sihem și Dina. Am luat tot un exemplu pentru feminin și unul pentru masculin. Dina, spune Scriptura, în Geneza 32, a ieșit să vadă pe fetele țării.
Și acum fetele noastre pot să iasă la diferite zile sau pot să iasă pe internet. Sunt zărite și unii chiar vânează pocăite, că socotind că sunt mai curate decât celelalte. Sau le vânează doar așa, că sunt ei vânători. Știți ce s-a întâmplat atunci? Lecturați, fetelor, cât de repede s-a produs păcatul. Ce urmări a avut? Celălalt exemplu implică, așa cum se întâmplă în general, un băiat și o fată. Aici el a încercat o înșelătorie, după cum l-a învățat un prieten de-a lui, 2 Samuel, capitolul 13, este vorba de Amnon și sora sa Tamar, care a fost trasă într-o cursă să rămână cu el singură în cameră. Aviz, atenție, nici în mașină, numai ei doi, nici în cameră, nici pe drum, nici pe câmp. Numai câte cazuri știu eu de atragere în cursă, tocmai cu scop de a păcătui. Poate unii nu neapărat să ducă păcatul până la capă, dar diavolul într-acolo îi conduce. Știți ce urmări au fost aici? A murit peste 2 ani, ea a rămas tristă. El n-a iubit-o, a fost doar o poftă păcătoasă. Ce folos în urmă la toate aceste aventuri câte sunt și astăzi? Tragedii ca în filme. Și totuși oamenii se hrănesc cu filme și episoadele următoare nu sunt numai ale actorilor, sunt ale celor ce le vizualizează. Dar nu toate sunt publice, deși la Dumnezeu toate se îndosariază. Ca exemple pozitive, prezint pe Rebecca. Genesa, capitolul 24, spune Scriptura în versetul 16, o caracterizare de dorit pentru orice fată. Nu în primul rând că era frumoasă, era fecioară și niciun bărbat n-a avusese legături cu ea. Iată ce limite clare a avut. Dar atât că social a putut să colaboreze cu robul lui Avram și s-a împlinit atât de bine semnul care i-a deschis poarta căsătoriei. O fată curată, pregătită pentru căsătorie. Scrie apoi de la versetul 58 că, apropiindu-se spre casa unde s-a dus să fie soție, dar de la 58 chiar a fost întrebată, cum spuneam, pregătită pentru căsătorie, a spus da, vreau, dar apoi apropiindu-se spre casa aceea, spune Scriptura de la versetul 64 că a văzut pe Isaac și a dat jos de pe cămilă și a luat mâhrama și s-a acoperit. A intrat cu demnitate, cu sfială, cu respect în viața de familie și scrie că Isaac a iubit-o. Astfel de fete chiar că trebuie iubite. Că altele au vrut să fie iubite înainte de vreme, fără limitele ce trebuie respectate. Iubirea este la ea acasă în limite. În afară este doar furată și asta nu ține, e un balon ce se sparge. Exemplu pentru băieți, în persoana lui Iosif, am anticipat chiar acest exemplu, citim în Genesa 39 că a fost provocat de soția lui Potifar, provocat până la agresat. De bună seamă, întâi au fost gesturi, au urmat cuvintele, apoi s-a încercat forțarea lui. Cum spunea un băiat, că i s-a pus o fată în brațe, un băiat de liceu la școală, și a zis, ești ultimul virgin din clasă, gata, nu te mai iert. Dar el cu înțelepciune a evitat-o și a rămas credincios. Ce har, ce bucurie! Știți ce s-a întâmplat aici cu Iosif? Da, da, mă, apoi? Știți, da? Da,
cei ce se păstrează sunt păstrați. E un principiu sfânt. Închei în nădejdea că îi vom mulțumi lui Dumnezeu pentru ce limite a trasat. Cu credința că tinerii vor asculta, că vor înțelege, că se vor sili, îi vom ajuta. Și vor înțelege că frumusețea și bucuria este păstrată pentru cei ce știu de puritatea premaritală, de valoarea fecioriei, de limite, și așteaptă căsătoria ca un har de la Domnul. Scriptura ne spune în 2 Corinteni, capitolul 6, tocmai m-am oprit la acest text, pentru că dacă va fi cu voia Domnului, mâine va fi o părtășie pe Zoom cu mai mulți tineri și m-au rugat să abordez ca temă cum se pot păstra curați în vremea aceasta. Și vreau să pornim împreună cu ei de la textul acesta, 2 Corinteni, capitolul 6, de la versetul 14, dar eu citesc în mod deosebit versetul 17. Ieșiți din mijlocul lor, despărțiți-vă de ei, zice Domnul, și nu vă atiți de ce este necurat și vă voi primi. Adică să ne disociem de stricăciunea acestei lumi. Eu vă voi fi tată și în voi veți fi fii și fiți, zice Domnul cel Atotputernic. Și ce har să te căsătorești cu o fică a lui Dumnezeu, să te măriți cu băiatul lui Dumnezeu, cu fiul lui. Cel mare are o mireasă pe măsură, dar ceilalți au drept la mirese dacă au darul acesta aici pe pământ. Și apoi scrie în 7:1 să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt. Și apoi se va împlice, scrie în Proverbe 18:12-19:14, că o nevastă bună este un har, este un dar de la Domnul. Asta înseamnă că băieții și fetele trebuie să se păstreze în sfera sacrului, a curăției, respectând aceste limite. Dacă sunteți unii dintre cei ce n-ați fost învățați sau n-ați ascultat ce ați fost învățați, am și pentru voi un cuvânt în final. Vă doresc să cunoașteți harul și valoarea unei vieți curățate de păcat și apoi păstrată în sfințenie. E, în primul rând, har să te poți păstra curat. Dar de asemenea este har să te poți pocăi cu adevărat, să intri în limite după ce ai fost ieșit din limite, dar apoi să rămâi în aceste limite binecuvântate, ca să nu fii nefericit în viață, în căsnicie, să nu-ți pierzi mântuirea. Solomon spunea în Eclesiastul 7:26 că sunt, spunea el, femei care sunt un chin în viață, chin pentru ele și chin pentru soți. Dar cel plăcut lui Dumnezeu n-are parte de așa ceva. Are parte de ce am citit adineauri, de un dar de la Domnul. Și am văzut și tineri care au căzut în păcat, sub o formă sau alta, dar s-au pocăit cu adevărat. S-au întors la Domnul. Și Dumnezeu le-a făcut parte de îndurare. Să ne amintim ce îi spune Domnul acelei femei prinse în preacurvie. Nu te osândesc, dar să nu mai păcătuiești. Nu-i tot una. Marele har este să te păstrezi curat, dar totuși este har să te ierte Domnul, să-ți dea putere să te ajute, tu să te silești, să te păstrezi curat. Cine stă în picioare să nu cadă, cine e curat, atenție să nu se murdărească. Iar cine e căzut, Domnul să-și întindă mâna și fiecare să strige după ajutor și să intre în aceste limite binecuvântate, să rămâne în ele, pentru ca să fie tineri și tinere curați, păstrați pentru Domnul și după darul și vremea rânduită oferiți ca dar binecuvântat de la Domnul unui soț sau unei soții. Fie binecuvântarea Domnului cu
har de plin peste toți aceștia.